Reducerea numărului de linii feroviare nerentabile face obiectul memorandumului discutat în cea mai recentă ședință de guvern. E o strategie mai veche, negociată cu Fondul Monetar Internațional, de reducerea pierderilor privind societățile de cale ferată. Și în acest sens, știți, săptămâna viitoare avem discuția cu cei de la FMI și cred că la asta vă referiți, nu? Da, e strategia mai veche de a păstra pentru CFR liniile care sunt profitabile, pentru CFR călători, de a deschide piața pentru operatorii privați.